Bun. În acest video o să creăm planșe pentru profilul longitudinal. La fel, salvăm, creăm un DVG. Îl salvăm. Și dăm numele profil longitudinal. La fel. Verificăm unitățile să fie în metri. OK. Și mergem la referințe, să adăugăm referința lungă. OK. Aici la fel o adăugăm în coordonate pentru că pe urmă, dacă în caz că avem nevoie de modificat profilul longitudinal, l-am modificat, l-am adus în coordonate și gata. Nu mai trebuie să facem altceva. Să generăm din nou planșele. Dăm click pe OK. Deja pentru lung nu mai putem să folosim proprietățile civilului pentru că nu putem să creăm o entitate din civil pentru lung. Lungul nostru este deja împărțit în planșe și nu putem folosi CV-ul. Dar folosim altă metodă. La fel, mergem și creăm un primul layout. Da? Îl generăm. Pe unul îl ștergem. Și asta îl denumim din start PL 001. Adică profilul original 001. La fel, mergem la setări. Adăugăm imprimanta. La noi a fost AutoCAD PDF și aici am selectat stilul ăsta nostru. OK. OK. Și la fel cu referințe adăugăm și cartușul. Cartușul deja îl inserăm. Undeva aici. Vedeți, s-a pus deja numirea PL001, profil longitudinal și a rămas decât scara aici, iar să-i adăugăm la driving properties. Scara 1. OK. Scara 2. Ce-am făcut? Scara 2. Și scara 3. Aici adăugăm 1 la 100, aici 1 la 1000 și aici adăugăm un spațiu. OK. Bun. Luăm viewport-ul ăsta și îl aducem aici, la fel mai sus decât cartușul ca să nu vină peste cartuș. Aici îl aducem în capăt. Îi schimbăm noi, îl punem în viewport ca să nu se vadă în dev points, ca să nu se vadă această linie și căutăm prima planșă. O aranjăm bine. Scara o punem 1 și îl mai coborăm mai în jos un pic. Ceva de genul. Bun, după ce principiu noi o să creăm aici planșele? Planșele aici o să le creăm după comenzile din AutoCAD. Înainte eu foloseam o metodă mai primitivă, de exemplu am share-ul ăsta lung și aici creez comenzi, da? Comenzi în AutoCAD, da? De exemplu layout, copy, da? Copiază un layout, numește-l PL01, după care numește-l PL02, deci astea sunt niște comenzi care se repetă în AutoCAD. După care în model creează pan, adică schimbă, da? Deci în principiu îl facem felul următor. Creăm o planșă, după care mergem move or copy, creează o copie, îi dă denumirea de 002. Da? Deci urmează 002, după care intră în model
și se deplasează pe orizontal la o distanță care o zicem noi, de exemplu aici în fișierul ăsta, la distanță de 550 pe orizontal și pe vertical rămâne 0. Da? După care iarăși repetă toate procedurile astea câte îi zicem noi, câte planșe îi zicem noi, da? De exemplu până la planșa 62 sau dacă avem mai multe planșe, pur și simplu tragem asta în jos și generăm mai multe planșe. Și după care acest fișier îl luam, da, copiam toate datele astea și le încărcam într-un fișier script pentru AutoCAD, da? Și acest fișier îl încărcam, nu mai țin, cu comanda SCR, cred că. Da, asta încărca scriptul. Încărcam scriptul și el genera automat toate planșele. Acum noi o să încercăm o metodă nouă. Nu că e nou, e la fel, la cerințele mele un băiat a creat un fișier DLL, o aplicație sau nu știu cum se numește, care la fel face cereri și operațiuni, doar cu mult mai simplu. Ce trebuie să știm noi? Trebuie să știm câte planșe avem. Și ca să numărăm planșele, eu de obicei la fel, foloseam o metodă mai primitivă. Desenam un cerc, măsuram care e distanța de la primul punct până la următoarea planșă, 550, și la acest cerc îi dădeam comanda array. Selectam obiectul, ok, și după asta mergem aici și scriem pe câte coloane. O coloană, nu? Nu. Un rând. În fine, a, nu, aici mai multe aici. 10, să zicem, de exemplu. Și distanța de la space, row space, aici să fie 550. N-am ghicit, n-am ghicit. Nu e bine. Between, asta. 550. Ok. Și după care mergeam și trăgeam asta până în capăt. Până la ultima planșă. Și în felul ăsta noi vedem că avem 234, de ce nu arată? 234 de planșe, da? Adică 234 de cercuri de astea. Ok. Mergem mai departe. Încărcăm, ăsta este fișierul de care ziceam, creare planșe. Și trebuie să-l încărcăm în AutoCAD. Cred că comanda parcă era netload. Mergem pe desktop, da, asta este, îl încărcăm și zicem aici load. Comanda pentru acest fișier este planșe. Ok. Și aici ne întreabă, numărul primei planșe este, da? Deci numărul primei planșe la noi este 001. Scriem 001. Numărul de planșe. Aoleu, am uitat. Am uitat numărul de planșe. 234. Iarăși din nou. Planșe, numărul prin planșe 001, numărul de planșe 234. Bine, el desenează cu o planșă în plus, în mod normal aici trebuie să scriu 233. Ok, și distanța 550. Da. O să mă duc în layout aici să vedem mai bine cum lucrează comanda. Planșe, numărul 001. Numărul de planșă 234, distanța 550. Ok. Și el acum începe să genereze toate aceste planșe.